localitate. Care e din fondul disponibil? Da? Deci, doamna primar, acest fond disponibil scotilește de la an la an. Asta da. Nu înseamnă că nu ai act am executat tot, dar e că numai 2 milioane nu le-am executat. Bine, e trebuie tot la 2 milioane, totuși, e așa sau nu e așa? Ce înseamnă e așa? Ești în anul ăsta, e noi anul ăsta, dar o să le primim. O mare din fine n-am făcut proiectări, n-am făcut nimic. Dar eu, fără consiliu, fără permisiunea dumneavoastră, pot eu să valorific, să fac ceva? Doamna primar, că linie și nu trebuie justificat că noi toți auzim aici. Da. Colegi, care să ne calmăm? Eu de ce v-am întrebat, stimată doamnă primar, care este motivul? Pentru că dacă e chestia de implementare în timp, atunci noi trebuie să constatăm două lucruri. Da? Deci, noi trebuie să constatăm dacă este sau nu posibil, așa cum cred eu, mult mai devreme de pregătit proiectarea, unu. Doi, de reușit să implementăm în acest an o parte din proiect. Pentru ca să stabilim lucrul ăsta, pur și simplu, prin declarații, noi nu o să rezolvăm întrebarea. Dar noi putem face o ședință de lucru cu specialiști și cu reprezentanți la companii concrete care să ne spună concret. Iată, dacă dumneavoastră lansați o licitație, eu particip și eu o câștig și o execut în 2 săptămâni. O lună. O lună jumătate. Ca dumneavoastră să vă fie mai clar. E posibil sau nu e posibil? Ca să fim cu toții prezenți și să stabilim lucrurile astea. Dacă e posibil sau nu e posibil. Pentru că așa că ne dăm noi amatoricești părerea, e o chestie. Dar când ne spune expres specialistul, asta e altă chestie. Asta e unul. Al doilea lucru. Exact cum am avut, vorbeam mai devreme cu colegii referitor la situația de la Băcioi, unde câteodată noi, deși suntem și noi școliți fiecare în domeniul lui, nu știm în detaliu, în calitate de expert, toate detaliile la apă și canalizare. De ce? Eu l-am invitat data trecută la ședință la Băcioi pe domnul Anatolie Lichii, directorul apă canal, care de asemenea ne-a ajutat ca să punem toate lucrurile la lucru, ca să luăm decizia cea mai bună. Pentru că atunci când pregătești un caiet pentru lansarea unei achiziții pentru proiecte, trebuie să știi ce soliciți. Și atunci, dacă dai greșit sarcina, reși să te întorci înapoi și să pățești ceea ce a spus dumneavoastră. Proiectăm o dată, recolectăm, treci timpul, nu reușim și noi implementăm. Deci, prima propunere care o am eu către dumneavoastră este ca noi să facem o ședință de lucru la începutul săptămânii viitoare, cel târziu, la sfârșitul săptămânii, vedem cum reușim. Invităm cel puțin 3-4, nu invităm dumneavoastră dacă cunoașteți careva companii de reprezentanță a companiilor de proiecte. Chemăm noi careva reprezentanță, chemăm pe aștept dacă și nou proiect și le spunem ce vrem noi să facem. Vedem studiul de fezabilitate. Iar prezentăm, le-ar punem pe masă, poate chiar din timp să le trimitem ca ei să fie mai pregătiți până atunci. Și ne așezăm frumos la masă și constatăm, da, este posibil sau nu, nu este posibil. Dacă luăm de punct de vedere la implementarea proiectului. Pentru că eu mă uit aici în solicitări și sunt câteva solicitări care acțiunea în sine prezumă doar proiectarea, nu și implementarea proiectului. Eu mă uit aici o sumă de 600.000 de lei, strict proiectare, care real poate fi făcută în acest an. De exemplu, da? Sau în acest an, da, corect. Da, păi de asta și spun. Deci asta, de exemplu, eu consider că se poate fi făcut. Mai departe, proiectarea rețelelor interne, distribuirea apei, potabile în satul Trușeni, 1.200.000 iarăși. Eu văd că, în zare, dacă e vorba numai de proiectare, cu siguranță că reușim. Și mai ales dacă voi toți spuneți că aveți anumite fonduri care rămân de pe an pe an nevalorificate, chiar să admitem în cel mai rău caz, banii de la Consiliu, o să fiți iar sunată și o să fiți recomandată, nu știu cum și dumneavoastră vă spuneți acestor sunete și recomandări, eu cred că asta se poate din fondurile care nu s-au valorificat. Dar dumneavoastră decideți, spun o dată, nu eu vă dau indicație sau altcineva. Mai departe, avem iată un proiect de 4,5 milioane, inițierea lucrărilor reconstrucției aqueductului traseului de apă, potabilă Chișinău-Trușeni, proiectat și ajustat. Iarăși. Eu cred că deja este următorul ultim, care e 20 milioane, sigur că nu este posibil. Acum eu iarăși vă vorbesc prin prisma colegilor mei, iarăși care sunt de exemplu la Stăuceni. Deci ei au avut un proiect mare cu drum și cu apă și canalizare, care știau din start cum o să-l execute într-un singur an. L-au luat și l-au pus în 2 ani. Astfel, ei au bugetat și din bugetul lor și s-au planificat pe 2 ani bugetul și totodată au solicitat și la Consiliul Municipal tot pe 2 ani ajutor. Spune oameni buni, noi vrem contribuția pentru un proiect mare. Anul este atâta, anul viitor atâta. Haideți, vă rog, anul ne dați atâta și anul este viitor ne dați atâta pentru ca să încheiem acest proiect foarte important pentru oameni. La fel cred și eu și noi am procedat și cu localitatea dumneavoastră și mi se pare că toată lumea ar fi ok cu treaba asta. Dacă, spuneam, doar dacă vorbim sincer, prioritatea numărul 1 e apa și canalizare.
Dar dacă vrea să setați altfel prioritățile, atunci spuneți-ne ca să știm să nu facem muncă asta degeaba, pentru că mi se pare greșit. Deci, ca să înțelegeți, noi ne-am axat, noi am mai făcut, am văzut și am mai discutat cu foștii colegi când durează un proiect. Am luat și am făcut o ședință de lucru, vici primar, contabil șef, juristul, juristul pe achiziții și am discutat. Ei mi-am sfătuit așa și am zis, măi, anul ăsta facem proiectă, dar la anul împărțim pe 2 ani și valorificăm. O să avem proiectul deja verificat, expertizat. Acum, pentru ce eu să risc să cer bani când eu nu am proiect? Când eu nu am proiect? Ca să vă închid, înțeleg că dumneavoastră sunteți ok. Sau dacă nu spuneți, nu știu, că și doamna Svetlana, dacă poate să-i spună. Dar suntem ok să facem așa o știință. Domnul Vasile, deci a fost de foarte multe ori comunat. Dar la ședința dumneavoastră pentru prima dată. Eu în Consiliul Municipal de mai mulți ani sunt responsabil de Surorii. Am colocat toți primarii, indiferent de coloratura lor politică. Încă o dată repet, primarii vin și Surorii. Rămân oamenii și rămân probleme. Noi lucrăm cu toți primarii. Eu nu pot să dau exemplu la Debacioi, Săuceni, Banăvodă, Vatră, Durleș și mulți alții. Eu am terminat runda de vizite în toate primăriile, unii primarii pe masă au 40, 35, 26 de proiecte de roare. Acolo este o lucrare foarte frumoasă. Între primar, Consiliul Local și Consiliul Municipal se realizează paralel mai multe proiecte. Mie mi-e foarte greu să spun ce e mai important azi. Să aibă un local, copiii de localitate care au performanță, să nu se drogheze, să nu plece la școlile din municipiu Chișinău, că noi investim mulți bani în localitate, în instituții de învățământ la dumneavoastră, sau apa și canalizația, care tot este un obiectiv foarte important. Mi-ați știți că am mers împreună cu dumneavoastră de zeci de ori, la domnul Lichi, la canal, la Direcția Construcției Capitale. Noi am mers cu dumneavoastră, am mers, am săpat toate găurile cele, pic jos, pic glot, ca să conectăm azi Trușeniu la apă. Eu mă bucur că Trușeniu are un primar gospodar astăzi în frunte. Eu mă bucur că Trușeniu are un primar care vrea să schimbe lucrurile în localitatea asta. Noi, consilierii municipali, suntem alături dumneavoastră. Noi vrem să vă ajutăm și îmi pare foarte rău că noi cu dumneavoastră astăzi nu discutăm despre banii, fondul disponibil care au rămas, ca să hotărâm problema atât a pieductului și canalizației, cât și a construcției casei de cultură. Sunt două obiective foarte importante. Plus la altă, mi-ați știți că am mers cu dumneavoastră împreună ca să soluționăm problema, să găsim investiții pentru construcția drumului de acces în localitate. Fiindcă ITO este o problemă foarte tot importantă a localității. Alături dumneavoastră am mers ca să construim anul acesta mai multe drumuri din localitate. Deci cunoaștem perfect toate problemele. Noi n-am venit aici pentru declarații politice. Noi n-am venit aici să ne strângem dividende politice. Noi vrem să vedem care este contribuția noastră, care să fie ajutorul la Consiliul Municipal, de la serviciile, atât la primarul general, cât și toate serviciile primării, ca să soluționăm probleme. Și eu cred că e posibil ca anul acesta să derulăm două proiecte, atât și apa și canalizația. Indiscutabil, sunt foarte importante. Dar nu mai puțin important, este și un local și casă de cultură pentru copii și tineri din localitate. Noi investim foarte mult în instituții de învățământ în suburbii, dar noi acum avem localuri luxoase, mai buni școli ca în municipiul Chișinău. Toți copiii din suburbii, eu sunt dintr-o suburbie în municipiul Chișinău, eu sunt din Vadlăhodă. Noi avem o școală perfectă, frumoasă, noi nu avem copii. Noi nu avem copii, toți copiii noștri fac navie ca oraș. Fiecare copil la nostru 2 ore circulă dimineața la școală în oraș și 2 ore înapoi. Noi forem 4 ore din viața copilului. De asemenea, cei copii care se ocupă cu alte activități. Având o casă de cultură, ar avea careva ocupație în localitate și n-ar trebui să meargă să pierdă în timp părinții în bani și, le furăm mult din viața timpul copilor. Deci trebuie să ne întoarcem înapoi, să lăsăm declarații politice, așa cum a spus-o și dumneavoastră, de acord la canal, așa cum am mers împreună dumneavoastră până a conectat localitatea la apă, cu toate serviciile, cu toate structurile primării, inclusiv primarul general, să derulăm amândouă proiecte. Și îmi pare foarte rău cu dumneavoastră să avem bani pe cont și ne valorificați. Toți primarii se luptă până la ultima finele anului pentru orice bănuț. Eu pot să vă dau un exemplu, când la grădinița de la liceul din Bubuieci, doamna directoare, în ultimele 3 săptămâni anului, au valorificat bani pentru a construi liceu, fetițele în secolul 21, liceul din Bubuieci era liceu afară. Deci, se poate, dacă este o conlucrare și se vrea.
Deci noi suntem aici pentru a soluționa probleme. Dacă ar fi conlucrare, dar la noi e mai specific. Consiliul și... Da. Deci așa am rămas la ce am spus. Deamă 10 minute, nu mai avem jurul. Dar nu vă supărați. Nu, doamnă întrebare, ce puteți să vă dați. Hai să-i dăm voi, doamne, pentru Marse. E venit o lăjirea care e. Este niște lucruri pe noi interne să discutăm. Întrebare, de ce sunt numele vorba municipiul... Poate, da, lucruri, de ce sunt? Eu vă spun, 20-30 milioane. Poate doamna Popa cunoaște mai bine, eu cunosc mai puțin la... Noi vorbim de analizare, apă, dar nu știm în care este sumă. Eu vă spun încă o dată. Deci, poate doamna Popa cunoaște mai mult, eu vă spun... Eu de ce cunosc? Păi, da, dar dumneavoastră nu. Știam. Eu nu știu exact că executivul, eu am rugat la precedenta ședință a Consiliului Municipal, executiv, am făcut un DMS, ca cu vedere următoarea ședință a Consiliului Municipal, deja să vină cu un proiect decizii cu privire la sumele care vor fi acordate localității. Ca dumneavoastră să nu vă mai puneți întrebarea asta și nici doamna primar să nu-și pună să știe clar și bani are și de ce are și să înceapă demara toate procesele necesare ca să se implementeze și să utilizeze banii ăștia. Totodată, de ce noi avem inclusiv discuția de astăzi? Și de ce am avut discuția cu mai mulți primari și consilieri din subiectii? Pentru ca să setăm prioritățile. Spuneam, banii nu sunt destui pentru toate proiectele și vor fi finanțate doar cele mai prioritare. Și în contextul ăsta, independent de cum îți setez prioritățile, în dependență de asta vei fi și finanțat. Eu vă spun încă o dată, avem primari care au înaintat solicitare gard la cimitir. Nu vă spărați. Poate pentru localitatea asta e o prioritate. Dar noi, dar municipiul nu o să dăm bani pentru gard la cimitir. Vă spun deodată. Eu o să fac un mândri și pute să